Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele și vă spuneam și luni că un gospodar își achiziționează produsele de pe acum, atunci când vine momentul să muncească, să le aibă toate la dispoziție și să dea drumul la bătaie. Vorbim astăzi despre înființarea culturilor cu semințe de calitate și vorbim despre Tiberius F1. Este un hibrid de la hectar, un hibrid de gogoșar timpuriu. Vorbim din nou de culturi timpurii și v-am tot spus care sunt avantajele atât pentru fermier cât și pentru consumator a acestor legume timpurii. Fermierul scoate bănuții mult mai bine pe trofandalele când iese pe piață cu culturi timpurii și evident consumatorul se bucură folosind sau consumând legumele obținute din semințele de la hectar, legume grase, sigur, gustoase și cărnoase. Trebuie să spunem că este un hibrid de generație nouă, creat foarte recent. Și lumea trebuie să recepționeze mesajul pe care îl transmitem, pentru că această plantă are o productivitate foarte mare, dar are și niște fructe foarte bine dezvoltate și... În plus de asta, sunt foarte mare majoritate, sunt uniforme. Și în imagini, și în imagini vedem cum pe o plantă sunt fructe uniforme. Asta are un diametru de 12 cm. E un fruct foarte mare și foarte tare și este rezistent și la boli. Deci nu trebuie să exagerăm cu tratamentele fitosanitare la această plantă. Și nici nu este sensibil la carența de calciu, cum ne-am obișnuit la culturile de ardei și de gogoșar. Da, și are o greutate până la 220 de grame. Are ca și avantaje pentru fermieri o legare și o constantă a fructelor, vedem și în imagini, fructele sunt uniforme pe toată înălțimea plantei. Da, deci, și trebuie să spunem că are o creștere nedeterminată. Asta înseamnă că înălțimea o stabilim noi. Crește într-una și noi stabilim până unde să crească. Poate să fie cultivat și în spații protejate. Și afară în câmp deschis. Pe adresa de e-mail pe care vă rog să o folosiți și dumneavoastră dacă aveți întrebări și în special dacă aveți să ne atașați și poze clare pe cât posibil, vă putem răspunde și acolo, sau dacă întrebările dumneavoastră sunt cu o temă care ar putea să intereseze pe mai mulți, le aducem aici în emisiune și vă răspundem în direct. Petre ne-a trimis pe adresa de e-mail o problemă care a apărut la dânsul în depozit imediat după recoltarea fructelor de gutui. Și vedem aici că este vorba despre putregaiul negru. Sunt o serie de putregaiuri la fructele, deci din depozit. Deci astea nu se... ele se amplifică în depozit. Nici de cum nu se produce în depozit. Noi am introdus în depozit și dânsul a introdus în depozit fructe bolnave. Trebuie neapărat să facem o selecție riguroasă și fructele care sunt de natura asta trebuie consumate atunci și restul trebuie neapărat văzut pe parcursul depozitării, urmărit măcar o dată pe săptămână și făcut o selecție, pentru că mai apar. Apare și putregaiul ăsta negru, apare și monilinia, sunt multe probleme care apar în depozite dacă introducem una sau două fructe bolnave. Dacă introducem, să înțelegem că infecția în cazul acestor putregaiuri se poate produce fie înainte de recoltare, pentru că noi nu am făcut acele tratamente cu Signum cum se recomandă pentru stoparea infecțiilor, fie am avut spațiile de depozitare purtătoare de aceste ciuperci sau ambalajele sau lăzile și infecția se poate produce și în depozit în cazul care noi nu am făcut o curățenie adecvată așa cum am recomandat noi a spațiilor de depozitare și bolile erau deja prezente pe lăzi. Elena are o problemă cu tuia, ne spune că are 20 de pomișori de tuia, cumpărați în toamnă în 2020 și cum arată ca și în fotografie. Din păcate, scriindu-ne pe adresa de e-mail, nu putem comunica, cere mai multe detalii, ea ne întreabă cum poate să-i salveze. Noi o să luăm mai multe posibilități în calcul și o să explicăm cum. În primul rând, eu intuiesc
la plantele, la conifere, acolo unde există o dungă la o anumită înălțime, că e vorba despre un cățeluș mascul. Da. Care poate urmează... să facă, animalul respectiv poate să facă asemenea fenomene. Urinează pe zona respectivă și acolo se usucă. Dacă nu este fenomenul ăsta, atunci trebuie neapărat examinate frunzele verzi din preazma frunzelor uscate, să vedem. Nu sunt afide, nu sunt păduc țestoși, nu sunt, poate că este o ciupercă acolo care se instalează și ea progresează. Sunt niște chestiuni. Oricum va trebui, eu am să spun ce trebuie, să fac o toaletare la toate plantele și să fac o combinație între produsul Nisorun și CEMP, deci 20 de grame de CEMP și 5 grame de Nisorun în 10 litri de apă să stropească absolut peste tot și să continue să administreze gel Iasol. Corect. Și dacă e vorba de cățeluș, să îngrădească plantele o perioadă până se dezobișnuiește. Sigur, domnișorul să-și facă nevoile în altă parte. Sau acceptăm un compromis, întotdeauna am spus că nu există grădină perfectă și cu animale prezente, trebuie să înțelegem că dacă suntem iubitori și de animale și de plante, trebuie să acceptăm niște compromisuri sau să le facem viața ușoară amândurora și conviețuire armonioasă amândurora, să avem în vedere eliminarea frunzelor până la înălțimea unde ajunge cățelușul, da, și se vede un pic tulpina și coniferul își formează coroana de acolo în, de acolo sus. În sus. Este, da, o altă formă de coroană la conifere, dar măcar și coniferele și cățelușii sunt fericiți. Elena se bucură sau este fericită cu producțiile pe care le-a obținut și iată și imaginile pe care mi le-a trimis, evident imagini însoțite de mulțumiri, grație sfaturilor pe care le-a primit în cadrul acestei emisiuni, a obținut astăzi. Chiar observăm nicio pată de putregai cenușiu, de mană, da. Ne mândrim și noi cu pozele trimise de Elena. Așteptăm pe adresa de e-mail să ne mai trimiteți poze, să ne mândrim cu ceea ce ați muncit dumneavoastră și ce v-am spus noi. Din păcate, timpul emisiunii a expirat. Vă mulțumim, domnul Ghibu, pentru informațiile aduse și în această zi. Vă reamintim că culturile trebuie să le întrețineți corespunzător. Plantele ornamentale pe care le aveți în acest moment trebuie să le întrețineți corespunzător. O să vorbim în edițiile următoare cum tratăm plantele din interior. Puteți să folosiți la acest moment îngrășămintele foliare și stimulatorii de creștere pentru a susține hrana plantelor și vom vorbi și cum schimbăm pământul și ghivecele și care sunt lucrările care le facem în continuare. Vă mai ascult. Da, vreau să fac o remarcă ca să înțeleagă domnul cu dezinfecția solului cu fors. Forsul este un produs cu care se tratează semințele de porumb și este specific pentru combaterea la Diabrotica virgifera. Deci nu este nici de cum pentru dezinfecția solului. Tratament sămânță la porumb pentru combaterea dăunătorului Diabrotica virgifera. Plus că este un insecticid, iar noi când vorbim de dezinfecția solului vorbim și de insecte și de boli. Deci noi, exact, vrem să acoperim și insectele, da, și bolile prin această lucrare. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți, vă așteptăm și săptămâna viitoare. Doamne ajută să rămânem sănătoși, să fim voioși și să ne putem duce munca mai departe.